să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul Biserică aceasta, cu cei pe nescăbrat, frică de Dumnezeu, intră în râza Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binefacerile tale pe care îmi vezi rugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi, Ioan și Raveica, Nicolae și Varvara, Mihai și Teodora, Ioan și Natalia, Mircea și Silvia, Mihai și Victoria, Constantin și Georgeta, și că de înaintea ta și Doamne Dumnezeu să aduci în ție doxologie și cuvenință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna, împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu îndurășa toată milostivirea, a cărui milă este osărat și binetat de oameni adânc neajuns, la ta slavă căzând, cu frică și cu tremur, ca niște rog nevrednici și cu milință mulțumim astăzi bunătății tale pentru toate binefacerile pe care au fost asupra robilor tăi acestora în acești 50 de ani de împreună viețuire. Astăzi este o zi deosebită pentru că este a doua ediție anul acesta. Anul trecut domnul primar a fost cel care a inițiat aceste manifestări și totodată el a dorit și noi dorim împreună ca această zi, ziua anunții dumneavoastră, care acum s-a întâmplat 50 de ani urmă, să vă aducă în amintire. Noi ne mai amintim de zilele acestea, ne mai aduc copiii aminte, dar într-un fel ne speriam că trec anii prea repede. Vrem noi sau nu vrem, timpul trece. Tragem linia acum după 50 de ani și vedem cântărim viața noastră. Spune clar că pentru toate să mulțumim lui Dumnezeu. Cred că primul lucru care trebuie să mulțumim Dumnezeu este întotdeauna pentru viață. Că este darul cel mai mare al lui Dumnezeu. Iată-vă astăzi dumneavoastră aici, încă în viață. Pentru că sunt unii de vârsta dumneavoastră care nu mai sunt în viață. Sau cunoscuți, sau prieteni, sau postăteni de-a noștri care și mai tineri au plecat. Deci, în primul rând, astăzi mulțumim Dumnezeu pentru viață. Și pe viața aceasta, în marea parte, n-am petrecut-o singură, am petrecut-o alături de cineva, o persoană dragă, cu care am venit împășit în fața Sfântului Altar acum 50 de ani și care, la momentul acela, nici nu îi trecea prin cap cum o să trăim, ce o să facem, câți copii o să avem, cum o să ne descurcăm, unde o să ajungă lumea aceasta. Cred că este momentul să mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a dat mai mult decât ne-a fi dorit noi atunci, decât ne-a fi așteptat. Poate așteptările noastre erau mai mici, dar Dumnezeu ne-a dăruit mult mai mult. Și darul cel mai de preț, sigur, sunt copiii care le-ați dat viață și care o parte sunt aici, alții sunt mai departe, dar care cu sufletul sunt întotdeauna aproape. Credeți-ne că și noi suntem copii și noi avem părinți și ne-am dorit să fim mai aproape de ei, dar se împlinește iarăși cuvântul Scripturii, va lăsa omul pe tată sau și pe mama sa. Și se va uni cu femeia sa. Iată, și dumneavoastră ați lăsat tată și mamă acum ani de zile și ați întemeiat o familie. Cred că aceasta este începutul chiar ca manifestărilor din comuna asta, pentru că ce este primăria fără familie? Familiile sunt cele care stau la baza societății. Ce ar fi biserica fără familie? În familia, în biserică, este începutul. Și Iisus Hristos nu s-a născut într-o lânge, tot într-o familie s-a născut și au nevoie de o familie ca să crească. Iar și dumneavoastră, o familie ați întemeiat și acea familie ați crescut copii, ați muncit, v-ați sostenit, ați avut mai puțin sau mai mult. Uneori v-ați bucurat de puțin, alteori v-ați bucurat de mai mult, dar cu ajutorul Dumnezeu v-am spus, am ajuns zilele acestea. Vreau să felicit și eu acești minunați tineri căsătoriți, să zicem așa. Nu știu, aveți probabil emoții am și eu mult mai mari ca dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru răbdarea de care ați dat dovadă în acești ani, pentru că a conviețui o persoană timp de 50 de ani este o
adevărată dovadă de, cum să zic eu, îți trebuie o răbdare, trebuie să vă răbdați, trebuie să te răbdați, ca într-o căsnicie, ca așa. Sunteți minunați, vă mulțumesc pentru prezență, sper să ne vedem tot în aceeași formulă și la nunta de platină. Și totodată vreau să dau câte un buchet de flori la mireasă, dacă tot a fost să vă aduceți aminte de ziua în care ați ieșit din biserică cu un buchet de flori în mână, și la miri să dau o sticlă de șampanie, că așa e, probabil atunci 50 de ani nu era șampanie, era vin, dar tot așa era.